Neagu Ciuvar a fost înmormântat cu onoruri militare. O liniște solemnă a învăluit întreaga ceremonie. În cimitirul Belu s-au auzit doar focurile de armă trase în semn de omagiu. Acoperit cu drapelul național, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Neagu Ciuvar a fost purtat de militari pe aleile cimitirului Belu și a fost depus la capela familiei Ciuvara. Zeci de oameni cu chipul împietrit de durere au însoțit cortejul funerar. Rude, prieteni și simpli cetățeni care l-au apreciat pe Neagu Ciuvara au venit la cimitir cu flori. El personal mi-a fost foarte drag. L-am vizitat la terapie intensivă acum o săptămână și am avut ocazia să-mi iau și atunci la revedere. Era lucid și, ca întotdeauna, plin de grație boierescă. Un ultim supraviețuitor al unei tradiții naționale nobile, un om cu o viață pasionantă și un om care a înțeles să se întoarcă după 89 în România și să înceapă o carieră de istoric când alții și-o încheie. Un autor de succes. Oamenii care i-au fost aproape în ultimele clipe de viață au numai cuvinte de laudă la adresa marelui om de cultură. Un om extraordinar. Vorba mea pe care mi-a furat-o cineva de pe la un ziar acum, ultimul mare boier din cultura română. Da, chiar un om extraordinar și foarte viu până la sfârșitul vieții. Și alți colegi ai săi de breazlă l-au însoțit pe Ciuvara pe ultimul său drum. Printre ei, Constantin Bălăceanu Stonici, a ajuns la 94 de ani. Dispare, din rândurile noastre, unul din ultimii mari cărturari pe care am avut. Cărturar în sensul tradițional al cuvântului. Am fost legat de el, am colaborat cu el, am avut emisiuni cu el, venea la noi în casă și ca om era un om interesant, pitoresc, puțin teribilist, dar care a adus în intelectualitatea noastră un anumit val, o anumită ținută, un anumit curent care astăzi se șterge. Ciuvar a reprezentat un punct de reper și în istoria PNL. Ludovic Orban a mers să-i aducă un ultim omagiu. Neagu Ciuvar a fost extrem de apropiat de Partidul Național Liberal. A fost un spirit liberal și un om care a promovat ideile și valorile liberale de-a lungul vieții. Un om cu viziune, un om care a împărtășit semenilor săi prin scrierile sale, prin cărțile sale, toată cunoașterea și înțelepciunea acumulată asupra vieții și asupra istoriei. Neagu Ciuvar a avut o carieră impresionantă. Doctor în drept și filozofie, curier diplomatic în legătură cu negocierile de pace cu Uniunea Sovietică la Stockholm, unde a plecat în 1944 și a rămas vreme de 3 ani. A urmat exilul la Paris, unde a fost secretar general al Comitetului de Asistență a Refugiaților Români, a colaborat cu Radio Europa Liberă și mai multe fundații. Timp de 23 de ani a stat în Niger în calitate de diplomat și jurist al Ministerului Nigerian al Afacerilor Străine, iar în 1984 a plecat la Paris. Imediat după ce regimul Ceaușescu a căzut, Neagu Ciuvara s-a întors în România, îmbrățișând cariera de istoric. Ca de obicei, la această oră alături de mine Bobby Păunescu. Iar invitatul nostru în această seară, Oreste Teodorescu, în prima oră. Sărbună, bună seara! Vorbim despre ultimul mare boier al românilor, da? I-am preluat și noi, iată, ultimul mare boier din cultura românească. I-am preluat și noi vorbele domnului Manolescu. Eu sper totuși, pe de o parte, pentru mine este un punct și a fost un punct de referință ca prin tot ce am învățat, citit la domnia sa, dar în același timp sper că nu este ultimul mare boier al României, că altfel ar trebui să plecăm cu toții, să stingem lumina și să terminăm povestea. Și cred că nici domnia sa nu și-ar fi dorit ca acest lucru să fie real. Nu știu ce părere ai. Da, uite, bine ai revenit în
studiourile. Mulțumesc. Uite, ca să-ți fac o plăcere, pentru că tu ești regizor de film, mi-am amintesc un titlu de Buñuel, Farmecul discret al burgheziei, dar l-aș adapta un pic și aș vorbi de Farmecul discret al aristocrației. Neagu Giuvara... Un mare film. Da. Mare film. Mare film și o mare personalitate, Neagu Giuvara, despre care vom vorbi. Absolut. Sigur, s-au spus foarte multe zilele acestea despre opera lui, despre el, dar eu aș vrea să discutăm despre ce ar fi putut fi elita intelectuală și politica României dacă bolșevicii nu ar fi mierlit, și iartă-mă că folosesc o expresie atât de dură, toată inteligența și toată crema frumoasă a intelectualității românești în perioada cea mai tristă a istoriei noastre, dacă anii 50. Dacă îmi permiți o paranteză și continuă. Ar fi semănat, asta vreau să spun, ar fi semănat elita asta românească cu Neagu Giuvara, un om care își întinde aripile lui pe un secol întreg, este chiar mai bătrân decât centenarul pe care noi am vrea să-l sărbătorim anul ăsta și nu înțeleg din ce motive pare că nu reușim. Și să vorbim de lucruri mai puțin cunoscute din activitatea lui de român. În afară de filozofia istoriei, în afară de marea lui cultură, el a fost și un diplomat, dar și un român universal, care a reușit într-o perioadă groaznică pentru România să țină steagul ăsta strămoșesc ridicat pe cel mai înalt punct al catargului și în Franța, și în Marea Britanie, și în Statele Unite, și în lumea către care tinde. Mi-aș permite să mai adaug și un spion dichisit, nu un acoperit, ci slujba țării lui a încercat să facă tot ce a stat în putință să sprijine blocarea, spălării de creiere ce avea loc în anii 50. Da, el a înțeles foarte bine, fiind foarte complex și foarte rafinat și produsul unei școli de gândire extraordinare pe care, din păcate, noi nu am mai apucat-o și mai din păcate, urmașii noștri sunt foarte departe de această extraordinară pepinieră care a fost diplomația românească, de la Titulescu încoace măcar. Da, el a fost un anticomunist visceral și un anticomunist filozofic. Adică el a înțeles iscusința stalinismului de a inocula niște pseudovalori care au menirea să șteargă fundamentul tradițional al popoarelor. Omul de tip nou, până la urmă asta, propunerea lui Stalin, omul de tip nou, nu putea să apară decât dacă l-ar dea înainte pe omul de tip vechi, adică omul tradițional, omul ancorat în patrimoniul ăla foarte sănătos și foarte adânc al poporului său. Iar Neagu Giuvara, încă din tinerețe, spre deosebire de alți intelectuali francezi, stângiști și acești idioți utili, nu cum îi numea Lenin pe intelectuali occidentali, care sprijineau fără să înțeleagă nimic revoluția bolșevică, spre deosebire de un Sartre, de exemplu, Neagu Giuvara, încă din zorii, hai să-i spunem, comunismului, el a înțeles pericolul ăsta îngrozitor al ciumei roșii. Și pe lângă activitatea lui istorică, undeva într-un plan secund sau poate principal, dar mai puțin cunoscut de noi, el a dus o luptă extraordinară pentru a combate acest flagel teribil. La al propriu, nu numai, să spunem așa, din punct de vedere intelectual, adică din punct de vedere artistic sau, mă rog, literar. Și, da, adică, uite, s-a implicat activ, ca să spunem așa, cum spunea un antrenor de fotbal, mă rog, care... N-asta static. Nu, absolut deloc. Am observat acum câteva luni un personaj sinistru din punctul meu de vedere. Nici n-aș vrea să-i pronunț numele, pentru că n-aș vrea să-l alăturarea de Neagu Giuvara a lui Șerban Nicolae este impardonabilă, îmi cer mii de scuze. Dar Șerban Nicolae, așa, în... Care era potențial prim-ministru. Evident. În furia lui neobolșevică, îl considera pe Neagu Giuvara un trădător, o verigă de legătură a CIA-ului în România anilor 50, mai ales apropo de rezistența anticomunistă. Poate are dreptate. El era un trădător. Dacă o privim din punct de vedere al Rusiei, era un trădător.
e adevărat. El trăda Rusia, practic. Când ne referim la conceptul de trădare, ne referim la trădarea de neam și țară, iar Neagu Juvara în niciun caz nu și-a trădat nici neamul, nici țara și mai mult decât atâta. Vă dați seama, la 73 de ani, un om împlinit, un om cu o notorietate universală, a hotărât, din dragoste față de România, la 73 de ani, în 1990, să vină în România și să se supună pe el însuși, eu zic, unui șir lung de umilințe. Și asta nu se poate face decât când dai în sufletul tău o dragoste pe care farisei ăștia actual nu o pot înțelege. A fost profesor asociat la Universitatea din București și la alte universități din țară, primind 2 lei, adică primind nimic. A scris, sigur, poate o să discutăm și despre multe inadvertențe față de istoria pe care am învățat-o noi și toată filozofia legată de Cuman pe care el a abordat-o în cărțile sale. Dar când inteligența și elita României după 90, după ce s-a confruntat cu Ion Iliescu și regimul lui, dădea bir cu fugiții căutându-și un loc de respirat în Occident, Neagu Juvara, la 73 de ani, venea în România. Venea în România ca să ce? Ca să reia legătura maestru-discipol cu studenții lui. Și studenții lui, care probabil au fost și ei șoimii patriei, au fost și ei uteciști, au fost și ei îndoctrinați cumva în negura ceaușistă, tocmai l-au primit pe Neagu Juvara, l-au sorbit pe Neagu Juvara și Neagu Juvara a reușit să spună un lucru care mie mi-a rămas în inimă, foarte adânc. A spus, domne, studenții mei de după 90 mi-au demonstrat că nația română nu s-a stricat. Ceea ce s-a stricat este doar minoritatea asta politică care duce țara în gard. Dar prin studenții mei am înțeles că esența poporului român a rămas neschimbată. Și noi avem nevoie astăzi, vezi că asta e paradoxul românesc, trebuie să moară cineva. Trebuie să moară regele Mihai ca noi să ne reamintim ce umbră elegantă ar fi putut să aibă România monarhistă. O parte cred că legau și de telenovele, așa era o poveste de mai sigur complicată. Și gândul meu este, domne, dacă noi astăzi am folosit imaginea asta extraordinară și unică, aproape unică, a lui Neagu Juvara ca model existențial pentru poporul nostru și dacă ne-am, cum să spun, ne-am îmbăia în lumina asta fantastică pe care a degajat-o Neagu Juvara până în ultima clipă, în toate interviurile lui avea o seninătate, un calm și o simplitate cu adevărat boierească. Nicolae Manolescu a spus că a fost unul dintre marii sau ultimii mari boieri ai României. Sigur că mai sunt, tu ai zis foarte bine. Mai trăiește Bălăceanu Stolnici, cel puțin, care și el este un aristocrat și un gentleman. Dar când vedem acum în ce derizoriu a ajuns elita politică a României și în ce derizoriu a ajuns elita universitară a României, eu nu mă feresc să spun, predau și eu de vreo 6 ani unor studenți și îmi dau seama că universitatea de astăzi, până la urmă, este o portiță de parvenire și atât, din păcate. Nu mai este un atelier de construit caractere. Dar noi putem să luăm de la Neagu Juvara, să extragem cât putem din el, să-l vampirizăm acum post-mortem și să magazinăm fiecare dintre noi măcar bucățele din ce a reprezentat el pentru noi toți. Și atunci am produce și noi, în sfârșit, după 30 de ani de colaps, am început să producem o soluție pentru România. El este un exemplu extraordinar. Da, și aș completa, aș spune că, sigur, dispariția este impact, dispariția fizică de pe pământ profesorului Juvara, Mircea Juvara, nu? Așa, mai greșesc câte unii niște impostori. Era o glumă răutăcioasă. Da. Deci, au scris alții pentru da, da, da. Deci, și la, asta e o impostură. Da. Ideea este că cum bine ai zis, trebuie să moară cineva ca să ne dăm seama de anumite lucruri sau o parte dintre noi să-și dea sau să cumva să-și deschidă mintea către să iasă în afara out of the box, să vadă ce se întâmplă și ce au făcut unii și alții, pentru că Neagu Juvara nu este numai acest gentleman care apărea, profesorul care știa să scrie în limba studenților
copiilor, tinerilor, adulților și așa mai departe. Apariția, eu știu, Neagu Giuvara era, și-a fost în permanență un tip care, urmărind mai toate interviurile pe care am avut acces, pe lângă cărțile pe care am pus acces, dar în special interviurile despre viața domniei sale, el practic acolo nu s-a ascuns niciodată nici de faptul că credea mișcarea legionară pe vremea lui Codreanu, deci în prima parte a mișcării legionare. Tocmai povestea de un mare ziarist francez care venit și a luat interviul lui Zelea Codreanu și același ziarist francez care luase interviul lui Hitler și lui Mussolini în perioada respectivă și a titrat pe într-un ziar francez, mi-aduc aminte acum cum se cheamă, unul dintre cele mai importante ziare din Franța de dreapta la vremea respectivă, că am avut ocazia să iau interviu domnului Corneliu Zelea Codreanu din România, un lider care, nu mai știu exact, acum citesc din memorie, spunea ce dumneavoastră, un lider, liderul care m-a impresionat cel mai mult de toți cei pe care am intervievat până în momentul ăsta. Deci, după ce a trecut și... Și chestia asta o spunea acum 2 ani, acum 1 an, acum 3 ani, în interviuri. Deci nu s-a ascuns niciodată să spună, domnule, am crezut în momentul respectiv că este soluția, este o soluție pentru a ajunge la... Pentru că eu cred foarte mult, sigur, n-am trăit perioada respectivă, istoria este destul de ambiguă, mă refer la izvoarele la care poți să ai acces pentru a vedea ce s-a întâmplat atunci, dar eu cred că se trăiau mai mult sau mai puțin cam același lucru care îl trăim noi în momentul ăsta. Deci războiul bate la ușă, să dea Dumnezeu să nu se întâmple. Sperăm că nu. Să sperăm că nu, dar bate la ușă. Deci, mi-e teamă că a intrat deja. Ușa a fost deschisă și războiul a intrat. Că e un pic de război. Avem de-a face cu o clasă politică submediocră. Care este, cum să spun eu, submediocră. Adică speranța e că eu știu, toate aceste evenimente negative, tot ce s-a întâmplat, aceste decese celebre din anul ăsta, din ultima perioadă, anul trecut, sfârșit așa, să trezească puțin, eu știu, și cât de cât, oricât de slabe ar fi cei politicienii la putere, sau că, poate nu toți, sau, mă rog, să le dea un imbold, adică în permanență orice comunitate în lumea asta, care a reușit la un moment dat să rupă drumul, eu știu, care ducea spre dead end, să zicem, un drum închis, cum e în cazul nostru în România astăzi, dacă e să ne uităm, și spuneam asta acum câteva luni, când începeam această emisiune, că dacă toate lucrurile vor merge cum trebuie, o să fim distruși, practic. Au reușit să facă lucrul ăsta printr-o explozie. Așa cum stingi focul unei atunci când o sondă de petrol, acolo de unde se extrage petrolul, când ia foc, nu când e și nu se poate stinge, se stinge printr-o explozie. O explozie câteva sutimi de secundă și ăla e momentul în care poți să pui să blochezi acel incendiu. Deci ai nevoie de această explozie pentru a schimba cursul. Poate că aceste jerfe care au avut loc în ultima... Sigur, oarecum natural, că totuși sunt niște vârste înaintate unor oameni celebri care ne-au demonstrat, nu numai prin ceea ce au scris, dar și prin ceea ce au făcut în cazul domnului profesor Giuvara, pot da această... crea această explozie împreună cu cei care se mai află pe pământ, să zicem, în formă fizică, pentru a face ceva. Că dacă e să luăm așa, să ne uităm puțin ce s-a întâmplat în ultimii, eu știu, 20, 30 de ani, 40 de ani, în istoria recentă, eu știu, la țări care am avut, de exemplu, cazul Irlandei, să spunem, da? Cazul Irlandei de prin 2002-2003, când a început renumitul tigru irlandez economic, cu o creștere economică incredibilă și toată povestea asta, devenind unul dintre cei mai mari jucători pe piața internațională, atât financiară, cât și, eu știu, erau peste tot.
S-au dezvoltat foarte mult. Sigur, după aia au intrat în colaps, dar dezvoltarea a rămas, construcțiile au rămas, deci ei s-au dezvoltat, au infrastructură, au tot ce le trebuie. A trecut criza, acum așa au revenit și merg mai departe, dar au rămas cu ceva, da? În toată povestea asta. Toată această, eu știu, motivarea care a dus la această, la această creștere, la această, cum să spun eu, explozie, ceea ce a creat această explozie în Irlanda, a fost o formație de muzică, U2, cu o melodie, Where the Streets Have No Name. Aia e melodia care a inspirat puternic o generație de tineri care s-au apucat să facă lucruri. Sigur că plutea în aer, sigur nu poate fi numai asta cazul, sigur, ele trebuie să fie toate puse la un loc, să fie. Dar faptul că o formație din țara aia, Irlanda, care era, sigur, știți, cu toate problemele, până în 92-93, război cu Irlanda, în Irlanda de Nord, acolo unde se bombardau, aia mureau foarte mulți între catolici și protestanți, mureau, adică în Europa, aici, lângă noi, deci erau între, așa, 93, mi se pare că a avut loc pacea, armistițiu, mă rog, în Irlanda, în Irlanda de Nord. Faptul că o formație de acolo, de la ei, a devenit formația numărul 1 în lume și acea melodie a motivat acești tineri și am stat de vorbă cu foarte mulți. Am și scris un scenariu, am stat la Dublin, am scris un scenariu 3 săptămâni, 4 săptămâni și acolo am putut să înțeleg lucrurile astea, cum funcționează și ce s-a întâmplat, cum de-au ajuns la povestea asta. Și asta e, ca să închid cumva această idee, poate aceste evenimente nefericite, practic, din ultima perioadă, pot genera împreună cu lucruri care suntem obligați noi, gen toți de aici, generația noastră și, eu știu, și politicieni, da, PSD și da, PNL și de oriunde o fi ei. Și, mă rog, nu mă refer la UDMR, cei care vor să, care încalcă statul. Vor, practic, vor să rupă țara în bucăți. Dar ideea este că toate aceste evenimente s-ar putea să genereze acea explozie care să ducă undeva. Și o sper, adică sunt un optimist. Și, uite, chiar până să vii tu în pauză, vorbeam cu Irina și ne amuza mamar așa, că tabloidizarea asta teribilă care ne macină de niște bune ani se extinde și asupra proaspăt trecutului acolo în lumea celor drepți, Neagu Giuvara. Se întrebau niște jurnaliști ăștia de 2 lei, domnule, cui rămâne averea lui Neagu Giuvara? Și eu cred că averea lui e una singură, că doar nu o fi avut o avere materială extraordinară, e moștenirea lui, testamentul lui, ar trebui să ne rămână nouă, tuturor celor care vibrăm românește în sensul curat și profund și religios românesc. El are un hit, dacă vrei, și păstrăm parabola ta cu melodia lui U2. El a spus un lucru fantastic și asta cred că ne poate vindeca de un complex care ne-a ținut mărunței așa în Europa civilizată în ultimii 30 de ani. A zis, domne, intelectualul român, provenind dintr-o cultură slăbuță, complexată, domne, are un atribut fantastic astăzi, pentru că noi, fiind totuși împovărați de lipsa noastră de anvergură, a trebuit să învățăm și o limbă engleză și o limbă franceză, să înțelegem și un spațiu anglosaxon, să înțelegem și spațiul francofon, să înțelegem cumva și spațiul răsăritean. Și atunci iată că noi, fiind aici la confluența între Orient și Occident, lucru extraordinar de... El a fost foarte fascinat, Neagu Giuvara, de cele două emisfere ale României, emisfera noastră stângă, latină, pro-occidentală, și emisfera noastră dreaptă, mistică, răsăriteană, care ne poate apropia mai mult de spațiul de gândire dostoieschian, să spun așa. Iar Neagu Giuvara ne-a lăsat așa ca un fel de legământ peste moartea lui, că dacă noi înțelegem să ne hrănim, de unde ne-a așezat pe noi Dumnezeu aici, de la confluența între două mari civilizații, civilizația eurasiatică, să o numim așa, și civilizația nord-atlantică, și să cuprindem bine ambele spații și să putem să devenim și noi, fiecare dintre noi și țara noastră în ansamblu ei și politicienii noștri în ansamblu lor, niște mediatori, niște împăciuitori între ceea ce înseamnă spațiul răsăritean și ceea ce înseamnă spațiul occidental. Noi ne-am găsit locul în istorie și măcar din perspectiva asta noi ne-ar trebui să fim complexați.
ascultați nici în fața marii culturi occidentale, nici în fața expansiunii astea țariste, să o numim astăzi, că Putin este un țar, e clar. Și atunci, măcar atâta lucru, dacă am putea să moștenim de la Neagu Giuvara, credința lui fabuloasă în potențialul nostru extraordinar. Hai să ne scuturăm și noi de răpciugă, că avem și noi bazmul ăla cu mărțoaga, care mănâncă puțin jerate și odată dă bubele de pe el și ca un Pegas triumfător nu se naripează și aleargă prin cosmos. Hai să considerăm pe Neagu Giuvara și pe regele Mihai și pe toți românii ăștia frumoși pe care am avut de la Mircea Eliade, Eugen Ionesco, Noica, și mă gândeam la Teleormanul ăsta, domne, de la Noica, că e teleormânean, la Dragnea. Hai să-l dăm pe Dragnea, să-l punem între paranteze și în loc să ironizăm așa teleormănenii, hai să le amintim măcar lor că l-au dat pe Noica, domne. Și atunci, dacă noi am putea să extragem din toate mințile și sufletele astea mari românești moștenirile pe care ei le-au lăsat, că ei de... m-am tot întrebat, domne, dar de ce a vrut Neagu Giuvara la 73 de ani să se împodmolească în mizeria asta mioritică de aici, pentru că noi am trăit aici ăștia 30 de ani din 89, aproape 30 de ani din 89 și până acum. E, domne, el n-a venit degeaba. Acum, dacă noi îl îngropăm pe Neagu Giuvara și peste două zile am și uitat de el și ne întoarcem iarăși la tot felul de mondenități din astea trecătoare, înseamnă că suntem profund cretini și ne merităm orice soartă proastă ar veni peste noi. Dar măcar noi aici, cu ajutorul vostru, cu ajutorul și al altora, sigur, am începe să rumegăm în sensul filozofic predicatele astea mari de valoare pe care le-a lăsat Neagu Giuvara cu privire la ceea ce am putea fi noi și ceea ce am putea reprezenta noi în marea orchestră asta planetară. Că acum e clar că globalizarea, până la urmă, ce e? Se aseamănă foarte mult cu o orchestră unică, cu un dirijor unic, care probabil pentru următorii 100 de ani or fi Statele Unite. Dar în marea asta orchestră, domne, fiecare nație are și ea un instrument specific. Nu? Unii austrieci cântă la pian, poate unii la violoncel, alții la saxofon, alții la trombon. Domne, avem și noi un țambal, nu știu, un acordeon. Avem și noi un instrument, sigur, specific nou, un nai. Trebuie să jucăm, un să cântăm. Un cincoi, o ceva, nu e, știu. Problema e cine interpretează, știi? Păi, știi că vorbeam noi acum câteva zile când ne-am întâlnit la o cafea și tu spuneai un lucru trist, dar adevărat. Domne, există astăzi cele mai mari oportunități de care ar putea să beneficieze România. Din păcate, nu are cine să le pună în practică. Adică noi ăștia care nu reprezentăm nimic, nu? Niște jurnaliști, niște artiști, niște cineaști, poate mai sensibili la lucrurile astea frumoase, pentru că asta ne-a și făcut pe fiecare să ne alegem profesiuni din astea umaniste. Dom'le, am înțelege câteva lucruri. Poate chiar am reușit să le transmitem și altora din politică niște chestiuni. Poate am cunoaște pe cineva prin sănătate, știu, tu, pe la... Tu cel puțin ai un relațional cu Statele Unite. Noi toți așa... Dar nu mai, și 30 în China, am luat Oscarul în China. Și în China, și atunci... Dom'le, hai... Pe Neagu Giuvara nu l-a folosit nimeni în politică. B-au fugit politicienii de Neagu Giuvara ca dracu de tămâie. L-au... Dintr-un punct de vedere pragmatic, logic, pentru că eu era bine, mult peste și el era și foarte caustic, adică da. Toate interviurile pe care le-a dat n-a ratat ocazia să abendeze mediocritatea, submediocritatea. N-ar fi fost la nivelul lui Dragnea, asta este până la urmă. Nu s-ar fi ridicat până la nivelul lui Dragnea. Da, Doamne ferește. Dar asta mi-e teamă că, uite, n-am înțeles, adică, baza rămâne totuși, cum spunea Neagu Giuvara, adică nația asta nu s-a stricat. E o nație vie în continuare și care produce în continuare niște valori. Dar ce facem noi cu vârful ăsta al piramidei românești, care este astăzi, domne, plin de găunoșenii, adică cei care, și aici mă refer la toate partidele, să mă ierte și liberalii, nu dau doi bani astăzi pe ce au... Ce sunt liberalii astăzi față de ce au fost rămoșii lor? O bătaie de joc, o batjocură. Ăștia PSD și nici măcar socialiști nu se pun numi, ăștia sunt niște aprozariști. Sunt niște moștenitori de gostat. Adică, domnule, ăștia se comportă, de la Dragnea în jos, se comportă ca niște șefi de raioane de la alimentarele alea de pe în anii 80, care vând și ei la suprapreț niște Adidas de porc, niște gheare de pui și așa era, mai departe. Era bancul ăla cu alimentarea pe vremea aia, înainte de 89, nu? Alimentară curată, tot aranjată. Și, dar nu era nimeni înăuntru și decât cel care vindea. Și cineva bate la ușă și zice,
zice, nu vă sperați, aveți carne? Și zice, nu, aici nu avem brânză, carne n-au în partea alta. Nu știu ce ar trebui să se întâmple, că trebuie să se întâmple ceva. Adică e clar că poporul ăsta, la bază, fierbe de nemulțumire. Adică e clar că, uite, și oamenii ăștia care ies în stradă, mișcarea Rezist, pe care o tot ponegresc imbecilii ăștia, tefeliștii, soroșiștii, domne, vânduții Londrei, ca și cum Londra ar fi bau-bau. Adică Moscova e, lumina vine de la răsărit, a rămas ca așa o parabolă dragă comuniștilor și post-bolșeviților ăstora și Londra e ceva nasol. Da? E, toată mișcarea asta rezistă, adică 1 milion de oameni în stradă și încă vreo 2-3 milioane pe la televizor și care urmăresc... Spre 10 milioane, așa, dacă e să... Eu zic că 3-4 milioane de români, eu cred că 10. Tot ne fierb de neputință de a se simți cu adevărat, așa cum spunea și Oana Pelea într-o postare de aici de pe Facebook, care m-a impresionat pentru că a cuprins exact toată tristețea noastră. Ea punea o întrebare la care nimeni nu poate să găsească un răspuns, că întrebarea e redundantă. Dom'le, cum se întâmplă ca o țară atât de bogată, o țară care are o moștenire intelectuală extraordinară, vedem numai de la Neagu Giuvara către cine vreți voi înainte de perioada interbelică. De ce nu reușim să putem în țara noastră și noi între noi, dom'le, să trăim de simplu, civilizat, înalt, să respirăm și noi altceva decât era, să zic eu, ce trase de politicile. O să-ți dau un răspuns banal. Din cauza gripei, știi? Adică unii mai sunt răciți, unii mai se îmbolnăvesc, mai nu știu. Dar nu, vorbim serios acum. Eu cred că, indiferent, țara asta a avut șanse, noroc în istorie, de multe ori, de cele mai multe ori, fără să facă ceva în direcția respectivă. Și în ultimii ani am intrat în NATO ca urmare a dezastrului de la New York cu septembrie 11, nu? Acum, pe tot ce s-a întâmplat în Turcia și totdeauna am devenit o țară extraordinar, eram oricum o țară extraordinar de importantă strategic, dar și mai mult în contextul actual, suntem o țară bogată, cu oameni săraci și cu... Nu, e cu oameni proști. Hai să nu ne mai ascundem după degete. Nu toți, nu toți. Nu toți sunt oameni proști. Sărăcia nu e un păcat. Nu, eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul, spune Eminescu. Nu, noi suntem săraci intelectuali astăzi, pentru că facultățile, instituțiile astea de învățământ, acum vedem și noi cine a fost pe la Ministerul Educației, de la genunchi la famblică și la cenlanț. Aici e chestia, știi? Aici e problema. Aici e toată... Dacă e să urmărim cum a fost distrusă și cum... Deci, odată, cum bine spuneai la începutul emisiunii, practic, elitele au fost eliminate începând cu 47-48. Pe același model s-a mai practicat și în Polonia și aceeași putere a făcut același lucru și acolo și mai mult. Deci, practic, pentru a evita... Sigur, când ai o țară care nu are o elită politică conducătoare să ducă într-o direcție sau alta, e mai ușor să o controlezi, că practic sunt oameni care nu neapărat ar fi proști, dar poate nu sunt pregătiți, educați în domeniul respectiv. Mai ușor de manipulat. Da, mai ușor de manipulat, lucru care se întâmplă acum, da? Continuăm discuția după publicitate. Da. Da, vorbeam înainte de publicitate despre un scenariu, despre un scenariu deja imposibil, până la urmă, despre ce ar fi fost dacă acești reprezentanți de vârf ai culturii, oamenii cu o vastă pregătire, oameni de calitate, ar fi fost mai implicați pe scena publică. Nu neapărat în politică, vorbeam de politică, dar nu neapărat în politică, pentru că și tocmai pentru că se pomenea de mișcarea Rezist. Sunt oameni care nu au nicio legătură cu politica și care tocmai își arată dezacordul față de ce se întâmplă și cu partidele de la putere și e față de cele în opoziție. Incredibil că o personalitate cum a fost Neagu Giuvara nu a fost folosit de niciun guvern ca un consilier, mai ales pe politică externă, pentru că ceea ce ne-a lipsit nouă teribil în ăștia 30 de ani îngrozitori, cei 30 de ani de ciumă, roșie, portocalie, galbenă, tot ciumă a fost, politica externă, adică departamentul ăsta, compartimentul de fapt de politică externă, care chiar și pe timpul lui Ceaușescu a reușit să facă dintr-o România agrară
bă, o țară foarte importantă. Sigur, și un jucător pe plan internațional. Și un jucător extraordinar. Noi nu am vrut la nivel de guvernământ să folosim asemenea minți, asemenea suflete și asemenea expertize pe care le-ar fi putut aduce în politica externă, cel puțin, oameni de talia lui Neagu Giuvar. Acum, sigur, toți vin, depun coroane de flori, scriu greșit pe Facebook ce mare intelectual a pierdut România, Mircea Giuvara, care a existat, dar a murit cu vreo 40 ceva de ani, 50 de ani înainte, fratele lui Neagu. Încă mai sunt niște oameni. Încă avem foarte mulți tineri. Mă doare că avem, practic, am avut în Ministerul de Externe un discipol al lui Neagu Giuvara, care este Ștefan Popescu, pe care îl invitați și voi și îl invităm și noi pe la Realitatea și este un băiat extraordinar. Tot ne-a stat nici măcar șase luni, 5 luni și ceva la Ministerul de Externe și a fost înlocuit cu un client de bambu, care poartă ochelari de soare și noapte. Da? Adică, da, l-au dat afară, era prea deștept, era prea bun. Și fiind și prea deștept și prea bun, era și foarte critic și spunea, bă, asta nu e bine, asta nu e bine, hai să ne deschidem altfel, adică hai să venim cu o plusvaloare în jocul ăsta de politică externă. Nu ne putem permite să fim amatori când ne întâlnim cu niște englezi, cu niște francezi, cu niște ruși, cu niște chinezi și cu niște americani care se pregătesc vreo 10-15 ani temeinic până când deschid gura în fața lumii. Asta spuneam, că dacă noi vom reuși să nu uităm pe Neagu Giuvara, nu neapărat cărțile le putem citi sau nu, mai degrabă nu. Dar să luăm exemplul lui Umandon, pentru că eu cred că el, mai mult decât opera lui, este pur și simplu prezența lui aici. Decența lui, sobrietatea lui, dragostea asta extraordinară pe care a avut-o față de un popor care nu i-a răspuns de multe ori cu aceeași dragoste. Aproape că l-a și ignorat. Dar măcar acum, post-mortem, să reușim să-l propunem ca model de devenire a intelectualului român, fie că e în politică, fie că e în economie, fie că e în orice loc unde are puterea de decizie, să facem din Neagu Giuvara un exemplu de urmat, înseamnă că ne putem reveni. Dar dacă îl vom uita iarăși, ca pe toți ceilalți, după 2-3 zile și o să ne lăsăm îmbătați de alte porcărele, care nu înseamnă mare lucru pentru noi, că vin și trec așa ca un gunoi în aspirator, eșuăm. Eu cred că orice nație civilizată, într-un moment, pentru că omul, maestrul Neagu Giuvara, da, deci a putut prin ceea ce scria, prin ceea ce povestea, când interviuri și așa mai departe, să se adreseze unui public extraordinar de demografic, extraordinar de larg. Deci reușea să comunice cu tineretul, dar și cu deci adică nu limbajul... era un prețios, nu era un academic gălunos din ăsta care nu înțelege nimic din ceea ce spune. Nu încerca să se vândă, pentru că nu avea de ce. Deci nu avea nevoie de confirmare practic la o deși, mă rog, nu era academician, n-am înțeles care e povestea cum a ajuns, dar mă rog, nu asta este treaba. Important este că un stat civilizat aflat, un stat important, cum e România. Sigur, astăzi suferind, un stat suferind, dar important, cum este România. Într-un moment ca asta, când o personalitate cum a fost omul Giuvara, da, dispare, practic generează din această personalitate o forță mai puternică după dispariția lui de pe pământ. Da? Fizică. Deci, ideea este că noi suntem obligați, tocmai pentru că era un om, era care reușea să se adreseze într-un mod plăcut și acceptat atât tinerilor cât și celor mai... Sigur că, nu știu dacă cei care, eu știu, clasa politică sau asta avea timp să urmărească discursurile domnului omului Giuvara sau să-l citească, dar foarte mulți tineri, după cum ați văzut în toate emisiunile unde arătau, când venea să lanseze o carte sau când scria că o treabă, erau fascinați că modul prin care povestea și tot timpul gluma, care, sigur, acum cu modestia, păsând modestia, era fecioară, ca orice fecioară care poate are, eu știu, are acest
gift de comunicare, având planeta Mercur, nu? Ca, așa. Da. Dar ideea este că are, el devine, că vrem sau nu vrem, poate în prima fază nu o să fie atât de la vedere, da? Dar el devine practic acel punct de referință pentru foarte mulți care l-au citit. Și dacă reușim cumva, eu știu, generațiile noastre, generațiile active, da, în România, și care sunt interesate în ceea ce se întâmplă aici, să urmeze exemplu, să stea în România, să lucreze în România, să încerce să facă o țară mai bună, să o aducă unde trebuie, practic. Că noi ne-am putea foarte ușor să fim în primele 25 de țări din lumea asta, la nivel economic, eu știu, în următorii 4, 5, 6 ani. Dacă ne dorim, trebuie să ne dorim. Deocamdată nu ne dorim sau nu-și doresc alții, eu știu, care ne țin, mă rog. Dar aici, orice fel de interferență de afară contează mai puțin dacă ai un nucleu puternic în țara ta. Deci, ca să revin și ca să nu mă duc prea departe cu povestea asta, ideea este că el poate deveni această forță care să lege generațiile active și care își doresc să trăiască în România, să demonstreze că poate să facă ceva în țara lor, astfel încât să nu mai ne punem problema dacă va fi uitat sau nu va fi uitat. Să fie o chestie naturală. Deci trebuie să, că orice e impus, orice e așa, nu rezistă în timp, nu? Pe de altă parte, sunt multe vorbe din partea celor care ar putea să facă ceva, de genul, domnule, e o generație la care nu ne mai putem raporta, pentru că nu mai avem cultura lor, nu mai avem școala lor, nu mai avem de unde să mai ajungem la același nivel. Nu, dar e o vorbă care spune că fiecare dintre noi murim de două ori. Murim o dată când murim și mai murim a doua oară când ne uită toată lumea. Și atunci, haide să nu-l omorâm noi a doua oară pe Neagu Giuvara, care a murit în condiții naturale și la o vârstă extraordinară, nu? Peste 100 de ani, să-l omorâm și noi acum a doua oară uitându-l. Tot ceea ce spuneți voi și ceea ce ai spus tu, Bobby, rămâne valabil cu atâta trebuie să facem noi. Să nu uităm, să nu izdarie, nu? Că era celebra frază. Dacă nu uităm și ne putem găsi izvoare în niște exemple foarte concrete, pentru că Neagu Giuvara, în lume, nu era nici extraterestru, nu era nici zeu, nu era nici așa o personalitate sufocantă încât să nu te poți apropia nici măcar cu gândul. Putea fi, dar n-a fost. A fost un om simplu, a fost într-adevăr un om nobil. Și nu știu dacă noblețea lui venea din sanguinitatea lui albastră, ci mai ales din caracterul lui. Un om, cum ai spus foarte bine, domne, vorbea pe înțelesul tuturor, avea mai multe planuri de înțelegere a discursului, adică puteai și la baza discursului să înțelegi ceva și cu cât te ridicai așa mai sus pe culmile intelectului său, cu atât înțelegeai lucruri extraordinare pe care foarte puțini românii secolul 20 le-au spus cum le-a spus și Neagu Giuvara, chiar dacă unele dintre ele nu au convenit din punct de vedere a filozofiei istoriei. Sigur că el a deranjat pe foarte mulți istorici din ăștia protocroniști și paternaliști, așa, cu teoria lui, cu aristocrația noastră, cu umană și așa mai departe. Păi ne-a mai enervat, nu știu dacă poate fac o împietate acum, dar sunt doi istorici care pe mine m-au deranjat cumva în raport cu Neagu Giuvara, și Florin Constantinescu și Lucian Boia l-au lătrat. Dar l-au lătrat mărunt, așa, adică au încercat cumva să-l minimizeze și să-l atragă într-o zonă de promiscuitate culturală, așa. Spunând, domne, ce un gogoman cu teoriile lui și așa mai departe. Din păcate, replicile astea de epigoni au avut mai multă expunere în spațiu public decât însă și opera și personalitatea lui Neagu Giuvara. Și atunci ar trebui să facem și o demarcație aici între anumiți critici care îl criticau nu mai ales din punct de vedere istoric, ci pentru că el a fost un anticomunist convins și un pro-american serios. Adică el a spus, domne, noi trebuie să înțelegem spațiul răsăritean, noi suntem legați prin ortodoxie de marea cultură și de marea spiritualitate rusă, dar destinul nostru și liniștea noastră și pacea noastră nu poate fi decât alături de America aia blândă. Sigur că America aia pe care o idealiza Neagu Giuvara
dar poate că astăzi nu mai este chiar așa. Adică America de acum 100 de ani nu mai seamănă, din păcate, nici ea cu America de astăzi. Da. Woodrow Wilson nu are nicio legătură cu Trump de astăzi, totuși. Da. Dar America rămâne, totuși, prin jocul ăsta extraordinar al libertăților și al democrației, rămâne un partener și credibil și durabil pentru România, cel puțin încă 50-100 de ani de acum înainte. Fiind un spațiu aspirațional și, practic, cine, având cine dorește, iar mergem în partea artistică, nu? Că, la urma urmei, lumea asta este condusă de divertismentul, practic de entertainment. Divertisment nu prea se leagă cu entertainment, dar ar fi o traducere, nu? Sau cum îi spune la entertainment? Da, e traducere. Așa, în direcția asta. Și era melodia celebră în care if you can make it there, you can make it anywhere. Adică dacă reușești în New York, dacă reușești să faci ceva acolo, să reușești oriunde. Deci, creând acest spațiu aspirațional, practic toți cei care își doreau mai mult au încercat să meargă acolo, să reușească mai mult și mulți dintre ei au reușit și de asta avem o diversitate acolo de, eu știu, nații, populații și așa mai departe. Dar ideea este că, revenind la omul Giuva, la maestru, practică, până la urmă zice, da, dumne, vorbea, spunea acolo, ne povestea din istorie că l-a prins când avea un an, că și era la Petrograd și nu știu ce, și după aia ne-a povestit aia și aia și ailaltă și nu știu cum cu tare, dar practic ce să facem? Nu, spunea și practic ce să facem. Lucruri care sunt perfect de acord și cred că e singura soluție. 1. Chestia asta cu republică semiprezidențială sau semiparlamentară, cum vreți să o numiți noastră, da, e un eșec. E un eșec total, s-a demonstrat. Asta trebuie schimbat. Prin a face o republică prezidențială. Adică copiind modelul, făcând un model după francezi, după americani, după, unde ai o, practic, numești pe cine, alegi pe cineva, popor alege pe cineva, iar dacă are norocul ca acel cineva să fie un om luminat care să poată, eu știu, să ducă România unde trebuie, să poată să o facă, iar dacă nu, să știu unde e vinovatul. Că dacă vedeți și manifestațiile astea prin București, când se adună 300.000 de oameni, se duc la Piața Victoriei, se duc la Parlament, se duc pe la președinție, se duc pe la partidul nu știu care, că nu prea se știe cine conduce țara. Stai că au și aia puțin, au și aia puțin, au și aia puțin. Așa e unul de acolo, a greșit, te duci peste el, i-ai luat capul. Și mai ales că istoria noastră ne demonstrează încă de la divanele boierești că împărțirea asta puterii, hai să zicem astăzi, parlamentar, domnule, nu funcționează cu arhetipul nostru genetic. Adică nouă ne-a mers bine în istorie când un voievod luminat, când un rege luminat, când un președinte luminat, tot ne-au reușit să-și asume și meritele și să-și plătească, cum a plătit Ceaușescu la zidul Târgoviștei, eșecul. Dar doar așa am putut noi să ne ridicăm din mocilă. Când boierii recte, parlamentarii, se măcinau între ei ca la Cuza, nu? Păi, domnule, Cuza a fost trădat întotdeauna de boierii mea retrogradă, da? Toți voievozii, când au dat mai multă putere parlamentarilor, adică boierilor și așa mai departe, au eșuat. S-a rupt, da. Și atunci, dacă noi, și aici Neagu Giuvara a zis foarte bine, dacă noi luăm modelele de succes, Franța, da, Statele Unite, din acolo păcate, trebuie să ne oprim deocamdată, revenim, da, de la fix la discuția. O mie de ani în Transilvania, 100 de ani în România. Aceasta este invitația șocantă făcută de UDMR, o provocare lansată fix în anul centenarului. Pe site-ul Uniunii suntem anunțați că va fi lansat o serie de programe și tot felul de manifestări paralele organizate de reprezentanții maghiarilor. Sloganul în sine trezește nedumerire, dar poate fi înțeles cumva în logica discursului provocator al celor de la UDMR. Care este scopul celor de la UDMR până la urmă? Se pregătesc de noi negocieri pentru că se știe PSD-ul are nevoie deci de niște voturi? Deci am avut o discuție extrem de agreabilă, din păcate, legată de un subiect de dispariția omului Neagu Giuvara. Și acum vrei să ne se ridice sângele la... Da? Dar dacă să ne coborâm vibrația. Ce să ne Nu, urcă vibrația puternic. Ideea este că lucrurile stau foarte grav, din punctul meu de vedere.
Deci, ca să spunem așa, ca la rețetar, se ia o formațiune politică creată de, nu, nici măcar formațiune politică, ci asta, ONG, UDMR-ul, ce ONG? Asta e o bizarerie, pentru că un partid articulat exclusiv pe criterii etnice, într-o Europa fără frontiere și în care națiunile reprezintă mai puțin decât marea familie europeană, e vetustă și retrogradă. Eu nu știu, nu cred că mai există în Europa civilizată. S-a văzut în Catalunia ce periculoasă este o asemenea mișcare, care își îndreptățește programul politic doar pe criterii care țin de naționalitate, mai ales când partidul este o minoritate. Și acum, dacă ei sunt de 1000 de ani, adică hunii, adică ăștia care vin din stepă, da? Sunt 1000 de ani în Europa și doar 200 de ani în România. Știu că o să aveți în partea a doua un subiect foarte interesant despre Deceba, despre Burebista. E cum ar fi noi să ne revendicăm teritoriul lui Burebista, care se întindea și peste câmpia Panoniei. Și atunci să zicem și noi 3000 de ani. Dacă tu voi vreți 1000 de ani în Europa și 100 de ani în România, păi noi suntem de 3000 de ani și în Europa și în România, măcar prin voievozii noștri aia de dinainte, Burebista și Deceba. Nici nu cred că trebuie să le explicăm. Dacă ei au venit și au făcut, sigur, au cheltuit o grămadă de bani în imagine, a venit cineva cu o idee, probabil la milioane care le-au cheltuit și a zis, domnule, puneți 1000 contra 100 și atunci voi sunteți aici de 1000, ei au fost doar 100 de ani, normal aparține teritoriul respectiv, nu știu ce. Atunci e foarte simplu să faci o aritmetică, poți să pui 3000 de ani, poți să pui, depinde de unde vrei să te... Că e clar că ei au imigrația fino-ungarică, cum se cheamă? Fino-așa, cu se zicea că... Dar nu vreau să jignesc cetățenii maghiari, că nu am nimic cu cetățenii maghiari. Până la urmă e vorba de o formațiune. Avem o formațiune creată de ruși și de unguri. Mi se pare că e mai degrabă o mal formațiune asta. Da. Cu niște oameni acolo puși, care practic au venit cu în spațiu public, fiind în Parlament, în spațiu public, cu încălcarea Constituției în mod flagrant, asumându-și această poziție și încercând să fure ceva ce aparține acestei stat. E ca și cum, practic, m-aș duce în magazinul de vis-a-vis cu vreo 6 băieți de aia, cu mari și nu știu ce butare, și a spune, bă, de azi aici e al meu, că bunica mea sau bunicul meu a stat aici și am stat mai mult decât a stat voi cu magazinul aici. E al meu și îl iau cu tare. Ce se întâmplă? Vine poliția mea, mă arestează, da? Că intru pe proprietate privată. Sau cer o chestiune de genul ăsta. Aici, declarația e clară. Deci, vor să dezbine această țară în mod flagrant, fiind și în Parlament. Acum, nu se înțelege că avem ceva cu cetățenii maghiari sau cetățenii români de etnie maghiară. În niciun caz. Avem ceva cu cei care conduc această formațiune și cu cei care nu se dezic, care fac parte din, eu știu, și nu se dezic de aceste declarații. Și atunci, cu orice risc, îmi permit să spun că, având în vedere că această democrație, așa numită democrație, acest stat semiparlamentar, semiprezidențial, a început cu un proces clar, ilegal, lăsând la o parte voința populară, vorbesc de procesul Ceaușescu, da? Lăsând la o parte voința populară și cu toată treaba asta, toată lumea vrea o schimbare așa, dar procesul a fost un proces, n-a fost un proces, a fost o bătaie de joc, da? Dar care n-a fost nici până astăzi anchetat în niciun fel. Deci, un proces sumar, o execuție sumară. Lucrul ăsta se poate repeta? Atenție! Atât timp cât nu am clarificat lucrurile de atunci, deci alea nu sunt, nu știm exact cine e vinovat acolo, ce făceau ăia, de ce, cum și în ce fel, această democrație s-a creat pe un fals proces, da? Pe o execuție sumară. Acum, repet, nu, a nu se citi chestiunea asta în modul în care, domnule, asta e cu Ceaușescu sau era împotriva, nu. Deci ce trăim noi astăzi... E un episod pe care nu l-am clarificat, pur și simplu. Nu l-am